Ei, după cum bine știți, timpul este o resursă prețioasă, așa că ar fi bine să nu îl risipim, iar acest lucru se aplică și în cazul relațiilor sau poate relațiilor la început, căci nu-i așa, nu tot ce zboară se mănâncă, oricât de mult ne-am dorit noi așa să avem o relație ca în povești și mai ales atunci când vine vorba de o relație închegată după despărțire, așa că abordăm un subiect foarte interesant împreună cu draga noastră Gabriela Seola la rubrica Anatomia Relațiilor, cum să-i evităm pe cei care ne pierd timpul în dating. Hai să vedem. Bine te-am găsit, Gabi. Bine v-am regăsit. M-am gândit la acest subiect pentru că vin și eu dintr-un retreat. Așa. Unde am vorbit cu oameni care au trecut printr-o despărțire și care acum caută o nouă relație. Și am realizat câte lucruri putem face mult mai bine dacă le facem un pic mai înțelept. Și astăzi vreau să vorbesc despre timp pierdut în relații sau în încercări de relații care nu sunt potrivite. Da, 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 cunoaștem și noi multe exemple, adică știi tu, că îți faci așteptări, te gândești la cai vezi pe pereți, ce bine, hai că mai lasă treacă un pic, că poate se leagă niște lucruri, nu mai știi. Da, și la urmă îți dai seama că trec 6 luni, trece un an, da. Tu vezi că de fapt nu duce nicăieri situația aceea și uite, s-a mai scurs un an din viața noastră. Exact, și astăzi vreau să mă adresez persoanelor care caută o relație serioasă, o relație pe termen lung și care își doresc să intre în această relație, să spunem, în următoarele 6 luni. Deci nu mă adresez celor care vor să se distreze o perioadă, care vor relații pasagere, atunci situationship, ca cum așa se numește. Așa se numește? Dar nu mai e relationship, este situationship, în care tu dorești, știu eu, să cunosc pe cineva, poate petrec câteva săptămâni, dar n-am nicio intenție serioasă pentru că am alte priorități. Nu mă adresez acestor persoane, e ok, e o perioadă în viața oamenilor, avem nevoie și de un pic de relaxare, un pic de pauză de la relație, însă dacă ești în punctul în care tu îți dorești o relație și vrei să știi cum să o faci în așa fel încât să fie într-un timp potrivit, trebuie să cunoști câteva reguli. Și despre asta vreau să vorbim astăzi, pentru că... Și mai ales cum să nu părem în ghilimele disperați, știi? Că e ok, eu nu vreau să pierd timpul, da? Exact, da. Dar nici nu vreau să par prea needy sau prea pushy, da? Să nu sperii omul de lângă mine. Exact. De asta este foarte bine să respectăm regulile, pentru că în felul ăsta avem un echilibru foarte clar, pentru că avem o strategie. Și având o strategie, nu mai mergem cu disperare, mergem un pic cu un pic de rațiune. Așa. De ce facem asta? Pentru că, așa cum ai spus, dacă nu o facem cum trebuie, riscăm să intrăm în diverse situații. Inițial, hai să testez un pic apa, îmi place mai mult de el sau de ea decât de ceilalți și ne trezim ușor, ușor captați în acea situație și după 3 luni, 6 luni ne dăm seama că nu e direcția în care noi am plecat și, cum spuneai, trec ani de zile. Ori eu vorbesc celor care vor în 6 luni, să spunem, să fie într-o relație stabilă. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ieși la dating. Da. Pentru că trebuie să cunoști oameni. Am mai vorbit că în dating înseamnă, de fapt, să evaluezi candidați. E parte asemănătoare cu un interviu. Și e nevoie de multe ori să evaluezi poate 10 candidați, poate 20, poate 30. Nu știm, e o chestiune de numere. Poate abia al 30-lea este prințul pe care îl așteptai sau prințesa. Și acum o să vorbesc mai mult pentru doamne, pentru că noi suntem mai interesate de relație și să vedem ce greșeli facem noi și ce putem să evităm. Și atunci, principala regulă ca să ajungem cât mai repede în relația stabilă pe care ne dorim, este să nu pierdem vremea cu relații care nu și-au rostul. Corect. Și atunci trebuie să le identificăm. Și am identificat 3 tipuri de situații în care îți pierzi timpul. Ia să le vedem. Prima categorie este când te întâlnești cu un partener indisponibil. Și indisponibil poate fi în două feluri. Indisponibil fizic, omul este cuplat. Este poate căsătorit, este poate într-o relație, știu eu, cu probleme, o relație dificilă, cum spun ei, pe diverse rețele. Da, da. E complicat. Complicat, o relație complicată. Da, da, da. Și o să spună la întâlnire, sunt într-o relație, dar nu mă simt bine, nu mai suntem împreună, de fapt, de multă vreme, noi nu ne mai întâlnim, stăm în aceeași casă, dar nu mai facem nimic împreună și intenția mea este să divorțez sau să mă despart și caut pe altcineva. Tu atunci poți să fii atrasă de ideea că, uite, pentru mine poate că face pasul și să intre în această situație. Ceea ce noi nu știm este că până va ieși domnul din acea relație, va dura
luni sau ani sau niciodată. Exact. Statistica ne spune că pentru divorț poate să dureze ani de zile sau cam 90% nu divorțează. Uh-huh. Deci, practic, te bagi singură într-o situație în care nu duce către... Te îmbeți cu apă rece, cum s-ar zice. Da, și pierzi timpul și te trezești după câțiva ani că tu vrei o relație stabilă și poate voi și un copil, dacă n-ai un copil, știi cum e. Da, și timpul trece. Și ajungi la o vârstă și zici ok. Iar dacă ești la început, în faza de dating, în care doar cunoști oameni, nu ești atașată. Deci nu ai de ce, dacă omul ți-a spus că este într-o relație complicată, lasă-l în relația lui complicată. Să-și o rezolve singur. Să-și o rezolve singur. Da. Și când va fi într-o relație simplă, va fi disponibil, da, atunci poți să-i mai dai o șansă dacă tu între timp n-ai găsit pe altcineva. Da, sau mai sunt cei care par mereu ocupați, au multă, multă treabă. Ajungem și la ei. Da? Există și ei, sunt există acolo. Există și această, da, categorie. Așa. Dar să rămânem la cei, da, indisponibili. Pentru, da, că sunt unii care sunt indisponibili fizic, pentru că sunt cu cineva, da, dar sunt și cei indisponibili emoțional. Asta e o categorie un pic mai greu de depistat, pentru că el a divorțat. Sau ea, da? Acum spun, da, că mă refer la bărbați pentru că vorbesc cu doamnele. Deci el a divorțat de o lună sau de 6 luni. Ce trebuie să știm este că după un divorț există o perioadă în care emoțiile nu sunt vindecate. Deci partenerul pe care l-ai în fața ta este rănit emoțional, vrând de vrând. Și poate dura un an, doi, trei, în medie cam 2 ani la bărbat ca să spui că e gata, e pregătit pentru o nouă relație. Dacă intră mai repede, de atât s-ar putea să fie la risc. Și atunci tu te oferi să fii lângă el, să-l susții. Să-l salvezi, cum să-l salvezi. Da. E plin de salvatoare, uh-huh, și salvatori. Însă această etapă de salvare îți consumă timp, îți consumă foarte multă energie, pentru că întâlnirile voastre vor fi despre ea, cealaltă, și despre ce i s-a întâmplat. Și, deci nu va fi despre tine, nu va fi bucuria relației. Cât de minunat relației, ești tu. Da? Da, ci va fi, uite cât e de rănit și tu va trebui tot timpul să-l pansezi. Da, da. Și riscul cel mai mare este că după ce va fi trecut această perioadă și se va vindeca... El va fi pansat complet. Va fi pansat complet și va fi pregătit pentru relație. Ce crezi că va face? O să plece. Va pleca cu alta. Exact. De ce? Pentru că orice bărbat nu vrea să fie cunoscut în etapele lui de vulnerabilitate. Și atunci tu ai fost cea care i-ai văzut rănile, tu ai fost cea care a fost lângă el și atunci va căuta una nouă ca să zică, uite ce frumos și, da, shiny sunt. Da, exact. Și atunci ai rămas salvatoare pentru un an, 2 ani de zile pentru cineva și ai pierdut timpul ăsta. Plus că rămâi și tu cu traumele tale. Deci dacă omul nostru nu este disponibil emoțional pentru că încă mai suferă după fosta relație, lasă să sufere și du-te mai departe. Ești încă în etapa de dating, nu te-ai atașat, nu trebuie să justifici de ce faci asta, pur și simplu tu știi că dacă el e proaspăt divorțat, încă nu e pregătit. Nu e locul tău acolo. Nu e locul tău acolo. Da. A doua categorie, a doua situație în care, da, se poate să ne găsim e cu bărbații care au o prioritate. Ce înseamnă acest lucru? Dacă omul cu care te întâlnești spune, trag tare la un proiect pentru că dacă îl termin cu bine voi fi promovat, sau mă pregătesc să plec din țară, sau fac lucruri de construiesc o casă, trebuie să înțelegem, în special la bărbați, ei au lucrurile foarte compartimentalizate. Nu pot construi în același timp și o casă și o relație. Cu siguranță se întâlnește cu tine pentru că vrea să socializeze, pentru că vrea să se distreze, pentru că are nevoi ca toată, da, lumea, însă el nu vrea o relație. Îți poate spune că vrea o relație pentru că în felul ăsta poate te atrage mai ușor în viața lui. Însă tu trebuie să știi că vei fi pe locul 2. După job, după poate alte făcut, lucruri, da, posta soție, dacă, da, e cumva despărțit. Da. Deci asta trebuie să, pentru tine să fie un semnal de alarmă. Sigur, nu înseamnă că toate astea nu îmi dau nicio șansă să merg mai departe și să văd ce e cu omul respectiv, însă pentru mine trebuie să fie un semnal. S-ar putea să nu fiu pe primul loc. Iar a treia categorie care ne pierde timpul și aici am văzut-o foarte des, așa, este a bărbaților care sunt players sau jucătorii, da, sau, da, cei, da, care iubăreții, hai să spunem așa. Da. E la fel și la doamne, și există și iubărețe. Da. Însă mai mulți iubăreți sunt. Ce sunt acești iubăreți? Sunt bărbații care vor să bifeze cât mai multe reușite, cât mai multe domnișoare și doamne cu care s-au întâlnit, dar nu-și doresc o relație. De ce sunt cei mai periculoși? Pentru că știu foarte bine jocul datingului. Și atunci îți vor spune tot ce vrei să auzi la prima întâlnire. Așa, nu? Și îți vor spune, da, ce grozavă ești, ce n-am mai întâlnit pe nimeni până acum ca tine.
Ce ai de făcut? Când e prea frumos ca să fie adevărat de la prima întâlnire... Intră pe Facebook și caută. Pune întrebarea ca la un interviu. La câte locuri de muncă am mai lucrat până acum? Câte locuri am schimbat în ultimul an? Și dacă e în training pe undeva acum? Dacă nu cumva e în training sau dacă nu cumva pleacă prea repede de la locurile de muncă și nu găsești o relație stabilă în tot istoricul lui? Sau... Înseamnă că, de fapt, ai de-a face cu cineva care asta își dorește. Doar să bifeze și nu e pregătit pentru ce îți dorește. Da, uite, și apropo, dacă e un semnal de alarmă, când îi faci tu chestionarul ăla așa subtil acum, nu? Sigur, că nu mergem cu întrebările pe masă. Apropo de vârstă, să zicem, dacă bărbatul e undeva trecut, să zicem, de 40 de ani și tu ai descoperit că în istoricul lui n-a avut multe relații serioase sau de îndelungată sau a avut o singură relație, nu știu, de câțiva ani și restul așa, un an, câteva luni. Nu-ți dă un pic de gândit dacă să încerci să intri în relație cu bărbatul respectiv? Adică e cumva un semnal de alarmă și vârsta și numărul relațiilor și mai ales durata lor? E important să identifici măcar o relație suficient de lungă. Adică să vedem că acest om are capacitatea de a avea angajament față de persoană. Că până la urmă despre asta vorbim într-o relație de lungă durată. E posibil ca după o relație de lungă, să scurtă, mă rog, din viața lui să fi fost foarte afectat emoțional și să aibă nevoie de o perioadă mai lungă să se refacă. Și faptul că a avut mai multe relații și nu s-a băgat în următoarea și următoarea e un lucru poate sănătos. Deci dacă a avut o relație în viața lui, este un lucru bun. Poți să te bazezi că poate să mai aibă încă una. Sigur că după aia va trebui să urmărești și ce s-a întâmplat în ultimul timp și cum abordează relația și ce-ți promite și, dar atenție, când e prea frumos ca să fie adevărat, când de la prima întâlnire îți spune pe tavă și te face să te simți la noulea cer, omul ăsta știe să facă lucrul ăsta. Pentru că cineva care nu se pricepe la dating, un bărbat care nu se pricepe la dating, o să-ți vorbească mult despre el, nu o să știe să te pună pe tine pe primul plan, pentru că nu are aceeași experiență ca acest jucător, ca acest iubăreț. Iubărețul te face din prima întâlnire. Apropo de felul în care le spunem acestor categorii de bărbați sau de parteneri că ne cam pierd timpul, așa, cum o facem? Dispărem? Băgăm un ghosting, așa cum s-ar zice, sau îi spunem, măi, nu sunt eu pregătită sau poate consider că tu nu ești pregătit pentru viitoare relație, adică lăsăm loc de bună ziua sau gata, nu mă mai interesează, nu-mi place, am plecat și la revedere. Ideea e în felul următor, ca să ne întoarcem la dating ca la interviu, ce facem la un interviu? În primul rând spune foarte clar angajatului ce angajez. Eu angajez un partener pentru termen lung, eu asta caut. Sigur, nu-ți spun că vei fi tu, că n-am de unde să știu. Însă eu sunt la aceste întâlniri, nu ca să mă distrez, nu că am o perioadă în care vreau să iau viața în ușor, nu că caut un companion de călătorie, eu îmi caut o relație pe termen lung. Asta e primul mesaj pe care eu trebuie să-l dau și să fiu sinceră și autentică cu ce caut. Pentru că dacă eu duc, îmi place foarte mult iubărețul și el spune că vrea ceva relaxat, de dragul de a fi cu el, spune, păi și eu tot ceva relaxat, de fapt vrei să te măriți. Din start ai dus interviul într-o direcție greșită și te autosabotezi. Deci primul lucru pe care trebuie să-l faci este să spui pentru ce ești acolo. Eu asta caut. Dacă omul se sperie și spune, eu nu vreau asta și e foarte bine, a plecat singur. Dacă insistă că poate vrea totuși să te amăgească, încep să pui să te uiți atent ce, dacă e un iubăreț, dacă e disponibil sau nu, dacă poate să ducă relația. Deci, dar asta este primul pas, tu să spui ce vrei. Uite, și vreau să te mai întreb că mai cred că mai e o categorie de bărbați așa care îți dau un sentiment prin mesajele care îți vin la tine de confuzie. Îți dau un sentiment așa, adică nu e nimic clar, aruncă așa cu vorbele, nici nu te ia, nici nu te lasă, știi cum se spune. Ce facem în cazul lui? Astea sunt semnalele prin care îți dai seama că o relație nu progresează către ceea ce tu îți dorești. Și revenim, noi ne dorim o relație în următoarele 6 luni. Și atunci, asigur că am dat o șansă unui candidat, să spunem, și începem să ne vedem cu acest candidat, acest potențial partener, ca să spunem. Ne place de el și începem să urmărim ce facem mai departe, pentru că nu într-o singură întâlnire putem să evaluăm toată povestea și vedem cât de consistent este. Pentru că îți dai seama din comunicare, dacă 2 zile vorbește cu tine non-stop și după aia 2 săptămâni dispare și apoi reapare sau la întâlnire este foarte intens, după care dispare total, asta nu este o construcție a unui bărbat către o relație. Și nu e o relație sănătoasă. Și nu e sănătoasă și nu... Iarăși te uiți să vezi dacă relația progresează. Pentru că dacă de la ziua 1 la ziua 60, să spunem, relația e în același loc, în care nu faceți nimic în plus, în care nu te prezintă nimănui, în care nu vorbește despre niciun plan de viitor,
e posibil ca el să se bucure de prezența ta, să se bucure de experiența de a fi cu tine, dar să nu aibă niciun gând să ducă aceasta la nivelul de relație. Și asta e diferit ce experiența cu relația. Așa este. Hai că a fost revelatoare discuția noastră și mă bucur tare mult că am abordat acest subiect. Mulțumim tare mult, Gabi, și de-abia aștept să revii să mai povestim împreună. Mulțumesc frumos! Cu drag! Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.